Salutare și bine v-am găsit la o nouă parte din God of War. Haideți să continuăm să vedem ce reușim să facem în această parte și nu uitați de like, share și subscribe. Bă, mai avem nevoie de încă un lanț din ăla de găsit. Și avem misiunea asta, e cam grea. Hai să vedem dacă reușim. Cam e pe timp și nu prea am reușit, nu prea mi-a ieșit. Nu cred că o să reușesc, ești nebun. Foarte nașpa această misiune. Am reușit, băi, ești nebun? Nu cred. Nu cred că am reușit. Super, am făcut și asta. Gata, maxim. Maxim, peste tot. Oricum ne apropiem de finalul jocului. Ia să vedem noi pe aici. Da. A, uite mă că am găsit și celălalt lănțișor. Super! Bun. Am scăpat și de țepii aia. Super. Hai să dăm un save, că nu se știe. Bun, și acolo luăm pe aici, nu? O să continuăm după aceea cu partea a doua, cu God of War 2. Avem foarte multe jocuri de jucat, timp să avem și bani ca să le cumpărăm. Chiar mă bucur că am reușit să rejoc aceste jocuri, această serie, God of War. Din păcate, nu pot să mai joc Red Dead Redemption 1. Aș fi vrut, dar nu mai pot, l-au scos ăștia. Nu pot să-l mai joci din stream pe PS5. Deci, l-au ținut atâta timp și acum, după atâția ani, l-au scos. Nașpa. Ia să vedem. Oh my god, oh my god, nu cred. Hai, bine. Ce avem noi aici? Puncte, cred. Da. Este, mă, am reușit.
Ia să vedem. The path before Kratos was clear, but still the memories came rushing back, as familiar and permanent as the blades chained to his wrists. Memories of what he'd done in the name of Ares. Își reamintește ce a făcut în numele lui Ares. A beast. Ma. His humanity robbed and replaced only with the will to murder. No one was safe. Entire armies fell before Kratos and the soldiers who followed him on his unending path of conquest, all in the name of his master. Those who offered resistance of any kind were dealt with quickly. They've built this temple to offer prayers to Athena! This entire village stands as an affront to Lord Ares! Burn this village! Burn it to the ground! Ardeți satul ăsta! Pentru că deține un templu. Kratos' army was ruthless, feared throughout the world. O venerează pe Athena. Ma, ia uite-te și tu, frate, ce a făcut pentru Ares, ești nebun. Mamă, a devenit o bestie. Câți oameni nevinovați au omorât Kratos, frate. Ia. All his instincts told him he should never cross its threshold. Never step inside. Beware, Kratos. The dangers in the temple are greater than you know. But the village oracle's warning fell on deaf ears. His ambition. N-a vrut să asculte de ce i-a zis oracolul. Baba aia. A intrat în templu și uite, îi omoară pe toți. Ma. Oh my god, era soția lui și fetița lui. In that instant, the glory he had reveled in turned to horror. The image of his two final victims would stay with him for all his days. With that act, Kratos knew he could no longer serve his master. Ma. He had but one calling now. Oracolul baba asta i-a zis. He would murder the god of war. Deci din cauza lui Ares. Ares, you will die for what you did that night. Deci, fa. Da, mă, dar și tu ești de vină, bă, Kratos, bă. Deci Kratos a fost condus de furie în noaptea aia și nu și-a mai dat seama ce face. A omorât foarte multă lume nevinovată și se afla printre acei oameni nevinovați și soția lui și cu fetița lui, din păcate. Și nu și-a dat seama, i-a omorât. Și-a omorât familia din cauza lui Ares. Pentru că Ares l-a obligat să facă ce zice el. Și după ce a văzut ce a făcut, i-a venit mintea la cap și acum nu vrea să mai fie sclavul lui Ares. Și trebuie să-l omorâm pe Ares, să scăpăm de povara asta. Și poate scăpăm și noi de coșmaruri și astea. Poate o să uităm trecutul. Un trecut care nu este plăcut deloc. El, Kratos nu și-a mai dat seama, frate, a fost condus de furie și nu și-a mai dat seama. Îți dai seama? Să-ți omori soția și fetița. Oh my god, nu cred. Mai bine muream în pâine. Trebuie să fac tot traseu.
Da, vezi tu... A, mă, iar inamici. Hai că nu, nu e nimeni. Vezi tu, Kratos... Acum dă vina pe Ares pentru ce a făcut și asta, e și vina lui. Totuși nu știu dacă o să poți scăpa de trecut, Kratos, nu știu. Stai mă, că nu cred că e, cred că ideea e să mă duc în sus, ia să vedem. Păi și ce fac, mă, nene? Păi dar nu mergem! N-am cum, ești nebun? Hai să, ia să vedem. Poate mă dă... Poate mă dă acolo, știi? Da, e bine așa. Păi stai, mă, ce trebuie să fac, mă? E ceva aici ce trebuie să fac. Nu înțeleg. Deci nu e distanța foarte mare, n-am cum. Nu cred așa ceva. Stai, o să mă mai uit pe aici. Mai bine mă arunc, știi? Că durează mai puțin decât să refac tot traseul. Nu, mă, cred că asta e ideea. Vin de aici, fac așa, fac așa și tot degeaba. Oh my god! Băi, nene, mă, ce trebuie să fac? Nu, băi, mă, asta e toată șmecheria. Trebuie să vii cu viteză, gen... Să te prinzi de chestia asta, de sfoară, și să ajungi la cealaltă. Dar nu ajunge, mă, ești nebun. Nu cred așa ceva. Deci nu-mi vine să cred că nu pot să trec de partea asta aici. Deci nu cred. N-ai cum. N-ai cum să-mi faci una ca asta. Deci n-ai nici cum să faci balans, știi, stânga-dreapta. Adică în față, în spate. Ba da, bă! Ia uite-te, mă, și eu nici n-aș știu chestia asta, bă. Trebuie să-ți apăsa pe cerc. Mamă, păi și eu cum am făcut până acum, am toate astea. Bă, ești nebun? Cum am reușit eu, că am mai întâlnit din astea, sfor din astea, și am sărit de pe una pe alta. N-am avut treabă, știi? Fără să fac balans. Chiar mă gândeam, uite, cum faci chestia asta, știi? Vezi că am reușit? Asta era șmecheria. Bă, ești nebun. Acolo, la finalul jocului, am descoperit și eu. Că pot să fac balans. Ma! Nu cred. Bă, dar nu mai ajung, mă, frate, la cutia Pandorei. Unde naiba e, mă, ascunsă cutia Pandorei? Kratos vrea neapărat să se răzbune pe Ares.
pentru ce i-a făcut. Din cauza lui, soția și fetița lui acum sunt la cimitir. Ce avem noi aici? Aoleu! Aoleu! Mortăciuni! Hai să dăm un save. Deci, Kratos, al nostru primului copil, a fost o fetiță. Și după aia, în viața lui a apărut Fae și Atreus, care și la ora actuală este băiatul lui, n-a pățit nimic. Ia să vedem. Că aici e cu timp, cu astea. Da. Stai că trebuie să fiu mai atent. Și cred că mai e una de activată, îți dai seama. Da, m-am dus. Aoleu. Bă, da, chiar că e greu, mă, să ajungi la cutia Pandorei. De-aia n-a reușit nimeni. Păi ce-ai făcut, Bobiț? Nu, trebuie să fac eu ceva pe aici. E ceva neregulă. Stai să ne uităm ca lumea pe aici. Mamă, ce-a făcut arhitectul ăsta aici, frate? Și mai e încă o ușă. Bun, deci ăsta trebuie să îl pun pe acel buton. Am înțeles. Tu trebuie să stai aici. Da, e ceva jos acolo. Deci, ați văzut? Ca și în viață, dacă ești nervos, poți să faci chestii urâte, fără să-ți dai seama când ești nervos. M-a făcut fratele nostru, Kratos, la nervi. Și-a omorât soția și fetița. Bă, dar ești chiar nesimțit, dă-te în gâtul, mătii. Altul. Ce avem noi aici?
Bă, mă lași. Uite, bă, ce m-a ajutat, bă. M-a ajutat abilitatea aia căpătată, luată de pomană de la Hades, cu spiritele. Mamă, șmecherie, frate. Foarte șmechere spiritele. Aici nu pot să mă urc, ok. Ia să vedem noi. A, o dată. Ai, nu. Bă, dă-o mâna pe. Ia vezi. Ia vezi tu că e ceva pe aici. Așa mă, tată. Eu am înțeles ce trebuie să fac cu aia, dar... La ce mai facem și noi update? Hai, lasă-l. Să spargem aia. Asta deschide a treia ușă. Am înțeles, înseamnă că trebuie să pun ceva și aici. Bă, ești nebun. Și ce aș putea să pun? Asta, nu? Fii atent că s-ar putea să trească să tai ața asta, nu știu. Păi n-am ce să pun altceva. S-ar putea să... Cred că am înțeles. Cred că trebuie să bag statuia asta acolo. Da. Și cu chestia aia... Cu cubul de piatră trebuie să... Cu macara aia trebuie să-l aduc, să-l pun aici. Da, asta e șmecheria. Se putea. Niciodată nu vin doar doi monștri. Gen, după ce îi omor, mai apar încă doi, știi? Așa e făcut jocul ăsta. Să nu se mai oprească ăștia. Să vină în continuu. Ce m-a prins bulangiu aici? Ia uite-te, bă. M-a aruncat în gaură asta aici, în groapa asta.
Din nou inamici aici. Îți dai să... Ha? Sau nu? Nu. Doar ne-a băgat muzica, dar nu. Nu vine nimeni aici. Să se lupte cu noi. Stai. Ah, ok, bun. Nu, 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 invers, 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 invers. Așa mă, Kratos, nu. Asta e șmecheria, tată. Super, super. Mă, ce naiba, mă, hai mă, ce naiba, mă, și acum trebuie să mă întorc. Am picat. La ultima de-aia am picat. Ești nebun? Calm, calm, calm. Nu cred așa ceva. Mă enervează, știi, că văd, nu știu, nu-mi place cum e camera. Ia uite-te! Băi, Kratos, bă, ce ai mă, tată, mă, te-ai dili la cap? Măi, băiatule! Hai că am reușit. Mai bag un save. Să fie acolo. Ha. What the fuck? Avem o masă acolo cu două mărtăciuni. Na, 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 na. Mama, acum sunt mai calm. Când am jucat eu jocul ăsta pentru prima oară pe PS2, mamă, ce mă mai enervam, tată. Mamă, nu mai mi-arăta aici, mă, ușa asta, că mă plictisești. Lasă-mă-n pui mei să fac misiune. Nu, bă, dar ce ai făcut, mă, chestia? Mamă, ce mă grăbesc, bă, ești nebun. Nu, 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 nu. Bă, deci am timp? Gata, nu mai, nu mă mai grăbesc, am timp. Deci am timp? Nu mai gata, nu mă mai grăbesc, că-mi va piciorul, păi stau până mâine. Ce n-am, trebuie să reușesc. Încet, așa frumos. Nu ne grăbește... Doamne, domnicule! Calm, calm. Ce am când te presează timpul atunci? Ia uite-te și... N-am răbdare, bă, deci nu am răbdare deloc, de-aia, de-aia se întâmplă ce se întâmplă. Ha, mă, Kratos, mă, ce naibă? Dă-o naibii de treabă.
Nu, n-aveam șanse să ajung. Nu, deci chiar trebuie să mă grăbesc puțin, să știi. Bă, deci nu vine să cred că nu pot să mai trec. E fucking annoying. Hai mă. Mamă, am crezut că gata, nu, se închide. Mamă, ce-mi bate inima, ce-mi bate inima. Planuri și astea. Aici stătea arhitectul, mă, aici a gândit toată asta, știi? Prin tot ce am trecut noi, cu capcane, cu astea, știi? Să nu ajungă nimeni, știi? Să nu poată ajunge... la asta, la cutia Pandorei. Deci e gândită... Aici, de arhitectul ăsta, capcanele astea sunt gândite să nu poată reuși nimeni niciodată să ajungă la cutia Pandorei. Dar uite că am reușit noi, ia să vedem. Trebuie să luăm căpățâna, nu? A treia căpățână smulsă. Și am te dor degetele la jocul ăsta, frate. Trebuie să apeși pe butoane de non-stop, în continuu. Hai mă, să vedem. Doamne ajută. Să fie cutia Pandorei aici. Ok, ce avem noi aici? A gândit arhitectul la locul ăsta, dar Kratos e mai deștept și mai șmecher și mai luptător. Asta nu se lasă, frate, nu se dă bătut și a pus în cap un lucru, păi până nu-l duce la bun final, nu se lasă. Dar ce să mai, mulți au încercat și n-au reușit să treacă de capcanele arhitectului, dar noi am reușit. Cu chiu, cu vai, am reușit. Ham să vedem, dacă nici aici nu e, dacă chiar trebuie să mai fac niște chestii, înnebunesc. Ta-ta-ta-ta-ta, că s-ar putea să fie, a, nu e. Mă gândeam că mai găsesc și eu vreun chest. Bă, o să vreau să rejoc și seria cu Devil May Cry, că mi-au plăcut și alea și vreau să... Am văzut că eu din asta cu toate jocurile. Ma! Ce am... Deci ce am făcut până acum, prin ce am trecut, nu e nimic. Ma. Da, aici e cutia Pandorei. Aici este. Uite-o. Acolo e. Trebuie să deschid chestia aia. E acolo. În ou ăla. Ma. Ma. Nu cred așa ceva. Mai bine stau aici. Îți dai seama că te omoară dacă te duci. Vezi? Gat. Ești pa, ești pa. Mamă. Mamă, nu cred așa ceva. O să fie greu, frate.
Ma! Liliecii ăștia sunt foarte periculoși. Nu! Vin flăcări acolo, băi, ești prost. Mamă, și stăteam bine, ești nebun. M-am nenorocit aici. În challenge-ul ăsta. Sunt niște din alea aruncătoare, de alea de flăcări, frate. Nu cred așa ceva. Mam, te nebunește, frate, mă doare capul, ești nebun, că mă duci pe o parte și pe alta, mă doare capul. Deci nu cred că mor dacă mă duc sub alea. Sub acele tăvăluge. Ba da. S-ar putea să mor dacă mă las, știi? Dar gen, nu te omoară din prima, dar flăcările alea te omoară din prima. Nu cred așa ceva, mă, ești prost. Bă, s-ar putea totuși să-i omor pe handicapații ăștia, știi? Mamă, nu, că păi nu mai pot. Nu mai pot mânca, m-a luat adrenalina maxim, m-a luat, nu, păi nu mai pot. Am că a reușit. Bă, stai, mă, nu muri, tata. Treci încoa, că de când te caut.
A mei ești, auto. Ce alții n-au reușit, am reușit noi. Ha ha ha. Super. Kratos, your quest is at an end. You are the first mortal to ever reach Pandora's box. There is still time to save Athens. You must bring the box back to my city and use it to kill Ares. Return to Athens, Kratos. Return and save my city. Hai, mă, să-i salvăm orașul ăsta, lui Athena. Să salvăm Athena. Deci că trebuie să ducem cutia asta acolo. În oraș. Ca după aceea să mă lupt cu Ares. Hai să vedem, păi cum duc eu Dita mai cutia acolo. Poate mă pune să împing toată, să împing cutia asta, frate, prin tot deșertul. Nu, mă, că trebuie să fac eu ceva. Trebuie să existe ceva. Bring Pandora's box back to Athens, Kratos. You cannot defeat Ares without it. Da, dragă, știu că nu pot să-l bat pe Ares dacă n-am asta. Acum o am, stai liniștită, o să-l bat. Sper. Lui e grea, bă, mânca. Mam, de-abia o împinge, ești nebun. After a thousand years, Pandora's box was at last freed of its confines. Kratos had found the means to destroy the god of war. Oh, ce face ăsta aici? Ares knew Kratos distruge tot. So, little Spartan, you've recovered Zeus's precious box, but you will not live long enough to see it opened. I will see to that. Oh my Goodbye, god. Spartan. No. You will rot in the depths of Hades for all eternity. Ma! As the life began to leave Kratos, his thoughts returned to that fateful night. Yeah. Even in death. Chiar și când e pe moarte, nu-l lasă coșmarurile. Băi, ești nebun, săracul. Traumatizat, frate. E traumatizat. Spilling the blood of his own family. Ma. A cruel trick orchestrated by the god of war. My wife. Asta a fost manevră, știi, făcută de Ares. Să-și omoare soția și copilul. Că nu cred că avea ce să caute ei soția și cu fisa. E mâna lui ăsta. Your wife and child dead. Nothing will hold you back. Vezi? You will become even stronger. Ia uzi, o să devii mai puternic. Death itself. O să devii moartea. Consumed the temple. Kratos realized his true enemy was the god who once saved his life. The same god. Da, mă, deci vezi tu? Nu cred că avea ce să caute familia lui aici. I-a adus Ares aici. Face parte din planul lui, știi? Deci că acum gata, nu mai stă să se gândească la soție, la copil, acum poate să devină mai puternic. Oracolul ăla i-a pus un blestem asupra lui și l-a făcut, el da ei alb așa, că e cenușa familiei lui, pe el, știi? M-a închinuit să iau cutia și gata, pa, a luat-o Ares.
Gata, ne ducem în iad. Că na, nu vrea să ne ducem în rai, îți dai să. La ce a făcut Kratos la viața lui, iadul mănâncă. He intended to live, to return to Earth and complete his quest. Let go, fool! Ah, îl știu pe ăsta. There is a task left for me above. Ma, completed. Ce tare. Ăsta e capitanul, frate, ăla care avea cheia la început când m-am luptat cu Hydra. Nu știți că era în gura la Hydra ăsta și i-am luat cheia și nu l-am salvat. L-am lăsat să-l mănânce. Dar Kratos nu vrea să moară. O să ne întoarcem chiar din iad ca să-l omorâm pe Ares pentru ce ne-a făcut. Da, mă, deci vezi tu, ăsta a fost planul lui, mă. Deci nu e că n-avea ce să caute în templu la nevastă sa cu fisa. Dar a făcut-o în așa fel să fie acolo ca așa a vrut Ares. Știi, Ares a plănuit tot. Știa că o să intre nervos Kratos acolo în templu, o să-i omoare pe toți, nu o să-și dea seama, aoleu, ce o să facă și uite așa, și-a omorât familia. Ares ce a zis, gata, n-o să mai aibă la ce să se gândească, știi? Acum trebuie să te gândești numai la luptă, numai să devii un războinic mai tare, mai șmecher, mai puternic. Deci, ăsta a fost planul. Ah, hai că e... Băga-mi și fiucior. Ați văzut, te-a zis Ares. Acum n-ai la cine să mai ții. Acum trebuie să devii... Însuși moartea, să fii cel mai puternic războinic al meu. Dar n-a făcut bine nici Ares. Că și-a, cum îi zice, și-a descoperit, și-a creat cel mai mare dușman. Aia a făcut el. Ma, uite-i pe ăștia. În loc să-și creeze cel mai șmecher războinic, și-a creat cel mai mare dușman. Pe Kratos, însăși moartea, cel mai tare, cel mai șmecher, luptător, killer de zei. Bă, da, ce-a mirosit, bă, nebunul, că am ajuns și am luat cutia Pandorei, bă, că a aruncat cu chestia aia și cu stâlpul ăla și ne-a omorât, bă, frate. Dar ce țintă a avut. Oh my god! Ce mă enervează pe mine aceste probe? Ok, noi, pe aici trebuie să... Băi, ești prost! Fii rar încercările iadului, mami tale. Ce mi-a făcut mie Ares ăsta? Numai în belele m-a băgat ăsta. Numai nenorocire am făcut din cauza lui, băgameaș.
Ne, mă, vezi că aici trebuie să... Cum îl iau pe ăsta? Nu mai stau de chesturi pentru că nu are rost. Eu știu ce să zic. Aaaa! Mamă, de unde mă dă? Nu mai stau de niciun chest, că am tot ce-mi trebuie, am update-urile făcute, nu mai cum mă enervez. Am trecut printre ele, ești nebun. Oricum, sunt numai din astea cu puncte. Mamă, și ce-mi face asta, mă? Bă, nu e bine pe unde am luat-o, ești nebun. Ca un fel de labirint. Trebuie să nimic... hai că s-a salvat de aici. E bine. Nice. Aia, așa mai merge. Hai că e bine totuși că se salvează, văd, e bine. N-am de ce să zic acum că n-ar fi bine, că e bine. Pomul să sar direct? Nicio șansă. Deci, important e că suntem pe traseu cel bun. E un chest acolo. Două chesturi. Deci dacă o iau în față, pot ajunge la cele două chesturi, am înțeles. Ce nașpa, frate! Bă, du-te în puii mei! Du-te în morții tăi, că mă enervez rău! Nu mai pot. Nu mai pot de nervi. Bă, dar lung mai e jocul ăsta. Băi, mă, nu mai stau de niciun chest. Nu mai stau că n-are rost. Mamă, ăștia apar în continuu, cred. Păi n-am cum să traversez cu ăștia aici. Ești nebun? N-am cum.
No fucking way, man. No fucking way. Not a little chance, man. Not a little chance. What the fuck? Spark game pe dusta. Calm. Prietenașul meu, fi calm. Că mă enervez maxim. Nu mai zdân iad. Îți dai seama, deci trebuie să stau să-i omor pe toți liliici ăștia. Și după aia să încerc să traversez. Și să mor, știi? Și iar trebuie să mă lupt cu ăștia. Eu am înțeles că așa e, dacă vreau să fiu readus la viață, nu vreau să mor. Clar că trebuie să treci prin niște chestii ciudate, grele, urâte, știi? Că nu revii la viață așa, gata, bați din palm. Trebuie să faci ceva pentru chestia asta. Nu mă gândeam să fie chiar așa de greu. Du, bă, ești prost, du-te murții tăi. N-ai cum. N-ai cu liliecii ăștia aici, n-ai cum să traversezi asta. Fucking, mă enervez rău. Cum dracu mă ia cuțitul ăla mereu, mă, futu-s morții, mătii. Cum, ce-am dat, mă, bă, dă-te, mă, morții tăi. De joc în puțit. Nu pot să mai... Am dat să fie jocul mai ușor. Am dat din greșeală. Și dacă intru acum meniu, garantat... Da, o, ce ușor, mă, că tot nu reușesc să trec. Dă-te morții, mătii. Nu, mă, n-ai. Bă, deci asta e ultima de-aia. E ultima de-aia. Tu-s morții tăi. Aaaa. Ce dracu mai e, mă, așa aici, mâncați? Nu cred așa ceva. Nu mai scap de aici. Dă-mă, care eram aici? Cum eram, cute game? Să că vreau să dau un meniu, să dau... M-a pus handicapat, că vezi că dacă mor de multe ori îți zice, la un moment dat îți spune, să alegi să dai, să fie mai ușor. Dar nu mai e nicio opțiune, acum nu mai pot să mai dau jocul ușor, să-l dau cum era. Asta-i. Dacă știam, nu mai ieșeam. Deci n-ai ce să mai faci. N-am, am de nervi. Am crezut că dau yes ca să mă dea de nou, știi? Dar eu de unde, că am ales ca să facă jocul mai ușor, să dea dificultatea cea mai ușoară, știi? Eu îl jucam la medium. Asta-i. Dă-l în puii mei. Oricum ăsta și la mediu mi-e greu, dă-l în puii mei de joc.
Bă, dar ăia nu mor, mă, ești nebun? Nu mai am. Da, deci n-ai treabă, mă, deci jocul ăsta e greu și la dificultatea cea mai ușoară. Deci n-am nicio șansă. Deci nu, că mă enervez rău de tot. Am că i-am omort. Aaa, apar alții. Super. Ce mai uite-te și tu. Uite-te și tu ce trebuie să faci ca să te reîntorci dintre cei morți. După unde trebuie să o iau? Nu fi nebun. Unde trebuie să o iau? Pe aici? Tot mai sus. Ok. Stai că acum am văzut. Mai avem inamici, mă, pe aici, vezi? Tot aici, cred că. Mai avem un tăuraj de-asta. Hai dați-vă, puii mei. Ia uite-te, mă, mâncați. Ma. Eu nu mai ies de aici? No. Bun. Ne vom opri aici cu această parte. Cu toate că nu mai avem mult până la finalul jocului. Dar ne oprim cu această parte. Nu contează că o să fie mai scurtă ultima parte, dar asta e. Nici să fie asta prea lungă. Sper că v-a plăcut, sper că v-ați amuzat. Eu am fost gamerul de la țară și v-am salutat pe data viitoare.